Saveta Bogdan nu a avut noroc în dragoste, decât după o vârstă. Un secret dezvăluit abia acum este că ea, în tinerețe, a fost cerută de soție de însuși Gheorghe Turda, un alt interpret extrem de apreciat de români. Saveta Bogdan a fost căsătorită de două ori, însă, fiind foarte tânără, mariajul s-a destrămat rapid. A încercat și a doua oară, fără prea mult noroc, însă, ajungând să fie trădată de soț după 30 de ani de căsnicie. Acum, îndrăgita interpretă de muzică populară iubește din nou. Cu toate acestea, puțin sunt cei care știu că interpreta de muzică populară a fost cerută în căsătorie de însuși Gheorghe Turda. Artista susține că cererea în căsătorie primită de la Turda a venit la scurt timp după ce a divorțat de fostul soț. Saveta Bogdan recunoaște că îl plăcea pe artist, însă l-a refuzat, deoarece nu a vrut să aibă nicio legătură amoroasă cu vreun coleg de preaslă. Simpatica interpretă de muzică populară se mândrește acum cu noua ei relație, însă nu vrea să dezvăluie identitatea partenerului său.